Am fost delegat să reprezint instituția prefectului la această ședință dumneavoastră. La articolul 1 se convoacă consilierii declarați aleși în ședință de constituire a Consiliului Județean și a Consiliului Local potrivit anexei. În anexă avem pentru vineri la orele 10 municipiu rom. Înainte de a intra în procedura obișnuită, vă rugăm să ne ridicăm pentru a asculta imnul. Let's go.
Iacoș. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Sfântul Tău. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești, de toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te sărășuiești pentru noi și ne curățește de toată întinăciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte dărăboate, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte dărăboate, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte dărăboate, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iată fărădărește noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tatăl este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor de noi de vrednice robitului, Doamne, pentru binefacerile tale cele mari, ce le-ai făcut asupra noastră, slăvim, te lăudăm, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim marea ta milostivire. Și cu dragoste ca niște rog strigăm ție, binefăcătorule, mântuitorul nostru, slavă ție. La Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște rog nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile cele ce au fost aduse asupra rogilor Tăi, Dan Laurențiu, din împreună cu consilierii locali al municipiului Roman. Și fă ca binefacerile cele ce au fost asupra rogilor Tăi, Stăpâne și Binefăcătorul nostru, Te slăvim, Îți mulțumim urgând cu milințele măsurata și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunea rogilor Tăi și cu milostivire ai învrednicii ale se împlinit cerul așa și de acum înainte, învrednicește a spălit în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și în toate de faptele cele bune și de a dobândi ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșilor Tăi. Mântuiește-i toată reaua întâmplare, dăuindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna grăinii și Ția cânta celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, Dumnezeul cel slăbit de Tău ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dădătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Este pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăuieți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preotul pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare, care păcatul rugilor lui Dumnezeu, Dan Laurențiu, cu
toți consilierii acestei instituții și a tuturor consilierilor locali ce sunt investiți astăzi pentru sănătatea, mântuirea, ajutorul și buna scorire a lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă Dânsăr Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucerinice, Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, pentru ale Sfinților Lăudaților Apostoli, pentru ale Sfinților Vădei Dumnezeu și Părinților Achimșana și pentru ale Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Sfântul Iisus, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Părinților noștri, Amin. Să fie primit în Dumnezeu. Doamne, Doamne, Doamne. În conformitate cu prevederile legii 215 de 2001, Forma Republicată cu modificările și modificările ulterioare, cu regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale și cu îndeplinirea condițiilor din legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și îndeplinirea mandatelor financiare lucru îndeplinit, apărut în monitor oficial, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru a desfășura această ședință privitoare la constituirea Consiliului Local al Municipiului Roman. Am să rog pe domnul secretar să facă o prezență inițial pentru a vedea dacă avem două treimi dintre consilierii aleși prezenți aici. Domnul secretar, domnul Achim Ioaie Leonard, domnul Andrieș Bogdan Coseneau, domnul Bălan George Alexandru, domnul Beloiu Mircea, domnul Boloca Ilie, domnul Curpan Radu Cătălin, domnul Farca și Petru, domnul Fron Andrei, domnul Ghica Constantin, doamna Habriș Tomșa Iulia, domnul Colban Constantin, domnul Iacob Ștefan Grațian, doamna Iorga Ioana Roxana, domnul Nicu Lucian Ovidiu, domnul Moroșanu Dragoș Viorel, domnul Pascariu Lucian Ioan, domnul Patrașcu Eugen, doamna Păiuș Dana Lefemioara, domnul Scutaru Miluță, doamna Suman Daniela Gabriela, domnul Vasiliu Daniel Laurențiu. Sunt prezenți 19 consilieri în 521. Deci e clar că este îndeplinită condiția de două treimi. Deci putem să începem. Conform procedurii legale, o să invit ca președinte de vârstă pe domnul consilier Scutaru Miluță să preia președinția în prima parte a întâlnirii noastre. Una lui va fi însoțit de doi dintre cei mai tineri consilieri, domnul Fron Andrei și domnul Iacob Ștefan Grațian. Așa cum rezultă din datele de stare civilă. Așa este procedura. Vă rog să poftiți. Dragi colegi, onorați asistenți, stimați reprezentanți ai Guvernului prin domnul subprefect al Județului Neamț, Gheorghe Nicolae,
și reprezentant al Parlamentului, domnul Murgur Cosmaciuc, domnule primar al municipiului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu. Sunt onorat de atribuțiile acordate de a conduce prima parte a ședinței de constituire a Consiliului Local, asistat de cei mai tineri consilieri, și anume Fron Andrei și Iacob Ștefan Grațian. Felicit întreaga echipă de consilieri a municipiului Roman, le doresc multă sănătate și mult succes în activitatea ce urmează să o desfășoare în mandatul 2016-2020, în vederea elaborării celor mai bune hotărâri de Consiliul Local. Așa să ne ajute Dumnezeu, Doamne ajută! În vederea desfășurării ședinței, în conformitate cu prevederea articolului 2 și 4 din regulamentul cadrului organizat și funcționarea Consiliului Local, este necesar ca noi să preluăm următoarele documente. Și anume, este vorba despre dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele a supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție, dosarul sigilat și semnat de președintele biroului electoral de circumscripție și membrii acesteia, conținând procesele verbale model anexa 1 din hotărârea autorității locale permanente numărul 12/2016, pentru consemnarea rezultatelor votării pentru Consiliul Local, încheiate la nivelul biroului electorale ale secțiilor de votare. Apoi, procesul verbal model anexa numărul 8, din hotărârea autorității electorale permanente numărul 12/2016, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local, încheiat la nivelul biroului electoral de circumscripție. Și, eventual, întâmpinările și contestațiile formulate în timpul alegerilor. Eventualele opțiuni scrise ale consilierilor declarați aleși care ocupă funcții incompatibile potrivit legii cu calitate de consilier și opțiunea scrisă a primarului declarat ales pentru funcția de primar sau consilier, dacă a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, opțiunea scrisă este obligatorie numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată. Deci, în aceste condiții, dosarele respective. Deci toate documentele preluate de la biroul electoral de circumscripție numărul 2 Roman sunt aici, sunt verificate, ele preluate. Mulțumesc. Și propun să nu mai facem pauză pentru că da. În aceste condiții, domnilor, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare și invalidare a mandatelor consilierilor declarați aleși. 3. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleși. 4. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. 5. Constatarea Consiliului Local ca legal constituit. 6. Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local. Și 9. Alegerea vicepreședintelui și viceprimarului. 10. Aprobarea numărului și componenței comisiei de specialitate pe principalele domenii de activitate. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, a fost aprobat ordinea de zi. Cu această fiind terminate, trecem la punctul 1, alegerea comisiei de validare. Trebuie să vă prezint faptul că, în urma consultării liderilor de grup, vă prezentăm lista cu propunerile pentru comisia de validare. Se face precizarea că această comisie rămâne pe întregul mandat de 4 ani. Da? Important. Este vorba de 5 persoane, și anume, 1. Lucian Ovidiu Micu, 2. Mircea Deroiu, 3. Daniel Laurențiu Vasiliu, 4. Dragoș Viorel Moroșan, 5. Ioana Roxana Iorga. Dacă? Supuneți la vot individual. Supune la vot individual. Pentru domnul Lucian Ovidiu Micu. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate, domnul Lucian Ovidiu Micu este membru în Consiliul Local. Comisia de validare.
Domnul Mircea Belove. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, în unanimitate, domnul Mircea Belove este membru al Comisiei de Banditate. Domnul Daniel Laurențiu Vasilic. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Deci, în unanimitate, domnul Daniel Laurențiu Vasilic este ales în Comisia de Banditate. Domnul Dragoș Viorel Moroșan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, în unanimitate, domnul Dragoș Viorel Moroșan este membru al Comisiei de Validare. Și ultimul este doamna Ioana Roxana Iorca. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate și doamna Ioana Roxana Iorca este membru al Comisiei de Validare. Doamnelor și domnilor, vă invităm să luăm o pauză, în timpul căreia, pe loc de membrii Comisiei de Validare, ca după ce își aleg prin vot deschis, exprimat, prin ridicare de mâini, un președinte și un secretar, să procedeze la examinarea legalității alegerii fiecărui consilier pe bază dosarul consilierilor declarați aleși și celorlalte documente primite de la Biroul Electoral de Cerul. Și să încheie procesul verbal cu propunere de validare sau invalidare a mandatelor. Pauză, vă rog. Prezentarea procesului verbal încheiat de Comisia de Validare a propunerii de validare sau invalidarea mandatelor consilierilor declarați aleși. Rog pe domnul președinte Nicu Lucian Ovidiu să prezinte procesul verbal. Domnul vă anunțăm că președinte a fost ales domnul Lucian Ovidiu Iocu, secretar Mircea Bedoiu, iar membrii este Daniel Laurențiu Vasilu, Dragoș Viorel Moroșanu și Ioana Roxana Fiorea. Proces verbal încheiat astăzi, 24 iunie 2016, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Roman. Astăzi, 24 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Roman, în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 revizuită, reactualizată, cu modificări și completări ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 21 de consilieri și invalidarea unui număr de 2 consilieri potrivit tabelului anexat. Vă dau citire și tabelului. Achiriloae Leonard, validat. Andrie Bogdan Costinel, validat. Beloiu Mircea, validat. Curpăn Radu Cătălin, validat. Farca și Petru, validat. Fron Andrei, validat. Ghica Constantin, validat. Haviș Tomșa Iuria, validat. Bolvan Constantin, validat. Iacob Ștefan Grațian, validat. Iorga Ioana Roxana, validat. Leoreanu Laurențiu Dan, invalidat, a optat pentru funcția de primar. Nicu Lucian Ovidiu, validat. Moroșanu Dragoș Viorel, validat. Oprea Gheorghe, invalidat, a renunțat la mandat. Iuș Dan Alăcămiara, validat. Pascariu Lucian Ioan, validat. Pătrașcu Eugen, validat. Scutaru Miluță, validat. Suman Daniela Gabriela, validat. Vasiliul Daniel Laurențiu, validat. Iar ca și supleanți pentru cei doi care au renunțat la funcția de consilier, Bălan George Alexandru, validat. Și Boloca Ilie, validat. Mulțumim. Trecem la punctul 3, privind validarea sau invalidarea mandatelor. Înainte de a supune votului dumneavoastră validarea sau invalidarea mandatelor, trebuie să precizez câteva reguli prevăzute de articolul 31 alineatul 4 și 5
din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 și articolul 6 și 7 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, după cum urmează. Validarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana a cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Consilierii care lipsesc motivat la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă. Invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai dacă au fost încălcate condiții de eligibilitate, dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile legii numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în cazul în care până la data validării un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe care al cărui listă a fost ales la cererea scrisă a partidului respectiv. În această situație va fi supus validării primul supleant pe listă. Supun la vot lista cu 1. Achiriloae Leonard. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Achiriloae Leonard a fost ales. 2. A fost validat. Andrei Bogdan Costinia. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Andrei Bogdan Costinia a fost validat. Bălan Gheorghe Alexandru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Bogdan Gheorghe Alexandru a fost validat. Benoiu Mircea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Benoiu Mircea a fost validat. Bologa Irie. Cine este pentru? Bologa Irie. Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Boloca Ilie a fost validat. Curpăr Radu Cătălin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Curpăr Radu Cătălin a fost validat. Domnul Farcaș Petru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Farcaș Petru este validat. Fron Andrei. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este pentru? În unanimitate, domnul Fror Andrei a fost validat. Domnul Ghica Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Ghica Constantin, în unanimitate, a fost validat. Doamna Havrici Tomșa Iulia. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, doamna Havrici Tomșa Iulia a fost validat. Domnul Corban Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Corban Constantin este validat în unanimitate. Domnul Iacob Ștefan Grațian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Iacob Ștefan Grațian este validat. Doamna Iorga Ioana Roxana. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Iorga Ioana Roxana, în unanimitate, a fost validată. Domnul Micu Lucian Ovidiu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Micu Lucian Ovidiu este validat. Domnul Boroșanu Dragoș Viorel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Boroșanu Dragoș Viorel este validat. Domnul Pascaliu Lucian Ion. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Pascaliu Lucian Ion este validat. Pătrașcu Eugen. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Pătrașcu Eugen este validat. Doamna Păiuș Dana Lăcrămea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, doamna Păiuș Dana Lăcrămea este validat. Domnul Scutaru Minuță. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci, în unanimitate, domnul Scutaru Minuță este validat. Doamna Suman Daniela Gabriela. Cine este pentru?
Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Suman Daniela Gabriela este validă. Și domnul Vasiliu Daniel Laurențiu. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Vasiliu Daniel Laurențiu este validat. Epuizat fiind punctul 3, trecem la punctul 4. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Pentru depunerea jurământului vom respecta următoarea procedură. Domnul secretar al municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața unei mese special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care se va semna jurământul de credință în două exemplare. Rog pe domnul secretar să dea citire jurământului și să facă apelul nominal al consilierului ales, ale căror mandate au fost validate, dar pe doamnele și domnule consilieri să depună și semneze jurământul în ordine în care au fost strigați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roma. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Îmi invit pe domnul Achiriloae Veuna. Domnul Ghica Constantin.
doamna Habric și doamna Iulia. Domnul Colban Constantin. Pascaliu Lucian Ioan. Domnul Patrașcu Eugen. Doamna Păiuș Dana Lăcrămeală. Având în vedere furnizarea punctului 4, trecem la punctul 5, care se referă la constatarea Consiliului Local ca legal constituit. Având în vedere că, potrivit articolul 34 al alineatul 2, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, Consiliul Local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul. Constituirea Consiliului Local se constată prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați. Doamnă și domnule, având în vedere faptul că majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul, consider că stăm deplinite condițiile cerute de lege și, drept urmare, supun votului deschis al majorității consilierilor locali validați constatarea prin hotărâre a constituirii Consiliului Local. Cine este termenul? Mulțumesc.
cine se este împotrivă, cine se abține. În unanimitate, Consiliul Local al Municipiului Roma este declarat validat. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 35 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 2001 și articolul 9 aliniatul 1 și 3 din Regulamentul Cadrului de Organizare și Funcționare a Consiliului Locale, după declararea Consiliului ca legal constituit, acesta alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Trecem, deci, în aceste condiții, la alegerea președintului de ședință. Cine face propunere pentru domnul Victor Lucian Postic? L-aș propune ca și președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni pe colegul nostru, domnul Achiblai Leonard. Cine este pentru domnul Achiblai? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, domnul Achiblai Leonard a fost validat ca președinte al Consiliului. În aceste condiții, îl invităm să preia lucrările ședinței în vederea continuării acestei. Noi vă urăm succes în activitate. Și vă mulțumesc foarte mult pentru... Și noi vă urăm și dumneavoastră. Sunteți că să vă mulțumesc. Trecem la punctul 9 pe ordinea de zi, alegerea viceprimarului. Vă informez că potrivit articolului 57 din Legea Administrației Publice Locale 215 pe 2001 și articolul 11, articolul 13, 12, 13 și 14 din Regulamentul Cadrul de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale, viceprimarul se alege din consilier. Alegerea se face prin vot secret. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului viceprimarilor se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletină de vot. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi la alegeri una din următoarele modalități. Prima, fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-i aleagă, rămânând nebarat numele consilierului pe care votantul dorește să-l aleagă viceprimar. Pe buletinul... Ca să nu prezentăm toate procedurile, supun la vot această primă procedură care să o validăm. Cine este pentru această procedură de vot? Împotrivă, abțineri în unanimitate. Astfel, vă fac mai departe următoarele precizări. Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. În situația în care niciunul din candidați nu a obținut numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar. Este declarat ales viceprimar, consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local. Astfel, în acest mod, vă rog să stabilim procedura de vot care a stabilit-o mai devreme. Vă rog să facă propuneri pentru funcția de viceprimar. Domnul Pascariu?
grupul PNL, propunem domnul Luceanu. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, trecem la vot conform procedurii. Am rugămintea la colegii mei de la apărătate de lucru să avem ștampila Consiliul Local pentru a ștampila proiectul de vot. Adică, ca procedură de vot, dacă doriți la domnul Lucian Liviu Micu să fie viceprimar, lăsați, așa cum este cu regimul de vot, fără a avara. Fiecare consilier se va deplasa la masa de prezidiu, va ridica, după care va merge în urna amenajată, va în cabina amenajată, va vota, după care va veni și va introduce buletinul în urmă, urnăul urmă celălalt consilier strigat. Mulțumesc. Achirilor Ileonar. Pregătește Andrie Bogdan. Stai ca mult în cabină, stai ca mult. Andrei Bogdan se pregătește Bălan George. Domnul Bălan George, se pregătește domnul Bălan George. Se pregătește domnul Curpi, domnul Boroca Ilie. Domnul Curpi Orlando. Deci ați înțeles, e valabil dacă îl lăsați, nu dacă îl tăia. Asta și scuza aici. Se creadă că dacă îl subliniem, înseamnă că rămâne. Auziți că a fost situația asta la Micazie. Am înțeles că trebuie subliniat cel care îl vot. S-au luat votul. Domnul Farca și Petru. Dacă nu înțeles din grupul PNL, știi, poate înțeles din grupul PSD și la consecuație. Vă rog că ați dat picul ăla, că nu scrie. Nu, scrie dacă e clipa asta. Se pregătește domnul Florin Andrei. Nu
nu dai cu o singură culoare, să ducem cu o singură culoare și cu același pix, pixul de culoare neagră fără pastură. Cu pastul de culoare albă. Se revede și domnul Ghica. Domnul Iacob, aveți dreptare. Colegii au votat, rog comisia de validare să vină în față pentru a trece la numărarea votului. Candidatul nu are voie.
Da, e la bani. S-a întocmit procesul verbal, să rog pe domnul secretar al Comisiei de Validare să... să dea citire procesului verbal. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 de ședința Consiliului Local Municipiului Roma. S-a procedat la numărătarea voturilor pentru alegerea domnului Lucian Ovidiu Nicu în calitate de viceprimar al municipiului Roman, în urma căreia s-au constatat următoare: 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Urmarea celor expuse, se constată alegerea domnului Lucian Ovidiu Nicu în funcția de viceprimar al municipiului Roman. Având în vedere că a fost îndeplinită condiția de jumătate plus unul din voturi și comisia a validat alegerea viceprimarului, domnul Lucian Micu este de astăzi pe următorul mandat viceprimarul municipiului Roman, rezultatul alegerii viceprimarului va fi consemnat în hotărârea numărul 5. Trecem la proiectul următor pe ordinea de zi, aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Vreau să vă informez că doamnele și domnii consilieri, potrivit articolului 54 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 și articolul 15 și 17 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale, după constituirea Consiliului Local, își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Având în vedere faptul că anterior au existat consultări între grupurile care formează Consiliul Local privind numărul și componența comisiilor de specialitate, o să dau citire acestor propuneri. Comisia de Buget Finanțe, un număr de 5 membri, consilieri: Achiriloae Leonard, Havrici Tomșa Iulia, Bălan George Alexandru, Scutaru Miluță, Moroșanu Dragoș Viorel. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Comisia Urbanism și Administrarea Teritoriului, tot cu 5 membri: Nicu Lucian Ovidiu, Păiuș Dan Alătrămioara, Pascariu Lucian Ioan, Frona Andrei, Vasiliu Daniel Laurențiu. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate. Comisia de Administrație Publică Locală, Sport și Turism,
tot cu 5 membri. Următoarea componență. Andrieș Bogdan Costinel, Iorga Ioana Roxana, Boloca Ilie, Farca și Petru, Pătrașcu Eugen. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Comisia Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Cu 3 membri. Suman Daniela, Veloiu Mircea, Curpăn Radu Cătălin. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Și cea de-a cincea comisie juridică, Comisia Juridică, cu următoarea componență. 3 membri, Ghica Constantin, Iacob Ștefan Grațian și Holban Constantin. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Așadar, s-a stabilit numărul și componența comisiilor. Conform procedurii, o să rog fiecare comisie să se retragă și să întocmească procesul verbal de stabilire a președintelor de comisie și a secretarului comisiei. Pe această perioadă facem o mică pauză. Mulțumesc! Deci nu ne retragem, ne regrupăm. Când se finalizează procesele verbale, o să vă rog să le aduceți la noi aici.
primit procesele verbale, facem precizarea că au fost îndeplinite condițiile legale pentru organizarea acestor comisii și dau citire proceselor verbale încheiate. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 în ședința Comisiei de Buget Finanțe a Consiliului Local al Municipiului Roman, cu ocazia desemnării președintelui și a secretarului comisiei. Astăzi 24.06.2016, Comisia de Buget Finanțe, aleasă în Consiliul Local al Municipiului Roman, în ședința de constituire din data de 24.06.2016, a hotărât cu unanimitate de voturi următoare. Președinte al Comisiei de Buget Finanțe este Leonarda Chiriloae. Secretar al Comisiei de Buget Finanțe este doamna Iulia Avici-Tomșan. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 în ședința Comisiei de Urbanism și Administrarea Teritoriului a Consiliului Local al Municipiului Roman, cu ocazia desemnării a președintelui și a secretarului comisiei. Astăzi 24.06.2016, Comisia de Urbanism și Administrarea Teritoriului, aleasă de Consiliul Local al Municipiului Roman în ședința de constituire din data de 24.06.2016, a hotărât cu unanimitate de voturi următoare. Președinte al Comisiei de Urbanism și Administrarea Teritoriului este Lucian Ovidiu Micu. Secretar al Comisiei de Urbanism și Administrarea Teritoriului este Dana Lăcrămioara Păiuș. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 în ședința Comisiei de Administrație Publică Locală, Sport și Turism a Consiliului Local al Municipiului Roman, cu ocazia desemnării președintelui și a secretarului comisiei. Astăzi 24.06.2016, Comisia de Administrație Publică Locală, Sport și Turism, aleasă de Consiliul Local al Municipiului Roman, în ședința de constituire din data de 24.06.2016, a hotărât cu unanimitate de voturi următoare. Președinte al Comisiei de Administrație Publică Locală, Sport și Turism este Bogdan Costinel Andrieș. Secretarul comisiei este Ioana Roxana Ior. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 în ședința Comisiei de Cultură și Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret a Consiliului Local al Municipiului Roman, cu ocazia desemnării președintelui și a secretarului comisiei. Astăzi, 24.06.2016, Comisia de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret, aleasă de Consiliul Local al Municipiului Roma, în ședință de constituire din data de 24.06.2016, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele. Președinte al Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret este Daniela Gabriela Suma. Secretar al Comisiei este domnul Mircea Beloi. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2016 în ședința Comisiei Juridice a Consiliului Local al Municipiului Roman, cu ocazia desemnării președintelui și a secretarului comisiei. Astăzi 24.06.2016, Comisia Juridică aleasă de Consiliul Local al Municipiului Roman, în ședința de constituire din data de 24.06.2016, a hotărât în unanimitate de voturi următoare. Președinte al Comisiei Juridice este domnul Constantin Pica, iar secretarul al comisiei este Ștefan Grațian Iacob. Rezultatele acestor procese verbale vor fi consemnate în hotărârea numărul 6. Având în vedere că pentru proiectul numărul 7 și numărul 8 de pe ordinea de zi nu a fost prezent, nu a sosit sentința de la judecătorie, o să rog pe domnul secretar să facă precizări. Deci, hotărârea judecătorească de validare a mandatului domnului primar este în procedură de redactare la judecătoria Roman. Din informațiile noastre vom primi în cursul zilei de astăzi, urmând ca dumneavoastră, Consiliul Local, să fiți convocați într-o ședință de îndată, pentru ca delegatul judecătoriei Roman să prezintă această hotărâre judecătorească și domnul primar să depună jurământul. Până atunci, domnul primar, deci, exercită mandatul pe legislatura veche, conform prevederilor legale. Consiliul nou, primar vechi. Mulțumim pentru precizări. Doresc și eu să urez mult succes și gânduri bune noilor consilieri locali și sperăm ca la sfârșitul mandatului să putem avea rezultate demne de succes. O să rog, vă mulțumesc, declar ședința închisă. O să dau cuvântul domnului subprefect. Mulțumesc. În primul rând, face mare cinste să fiu prezent astăzi aici. Pentru mine, municipiul Roman a reprezentat întotdeauna un oraș de suflet, pe mai multe motive. Soția este din Roman, de exemplu. Eu am locuit în Romanul, parte din viața mea. Am fost prima dată prezent în Roman în 1960, deși eu sunt buzoian.
vă felicit pentru alegerea care au făcut-o locuitor acestui oraș. Sunteți o forță. Opa. Veți să și auzi din forță. Cu siguranță aveți o mare răspundere pentru locuitorii acestei frumoase urbe. Noi, cei de la prefectură, eu, ca subprefect, vă pot comunica o colaborare excepțională pe care am avut-o în toți anii ăștia de când mă aflu la prefectură. Toate actele dumneavoastră au fost supuse unui control riguros. Foarte rare au fost situațiile în care au fost unele mici îndreptări, pentru că, normal, mai și greșește atunci când ai atât de multe acte de întocmit. Relația noastră cu domnul primar Leonean a fost la fel una formidabilă. Eu vorbesc prin prisma ordinilor de primar care ajungă la verificat. Și ce să vă doresc? Sănătate, an de viață. Eu mă aflu la a șasea întâlnire de felul ăsta, în diferite poziții care am avut, începând de 1992, n-am ratat nicio astfel de întâlnire. Vă urez viață îndelungată tuturor, cu sănătate și spirituală de peste 600 de ani cetății Bucatina Romanului, am dorit să-i transmit și eu un gând de apreciere și prețuire edilului ales. Mântuitorul Hristos, în activitatea sa pământească, arătând ținta și rolul peregrinării noastre în această lume, a spus: căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea sa, toate acestea se vor adăuga vouă. Fiecare dintre noi, urmând acest percept evanghelic, avem îndatoria de a căuta ca, potrivit responsabilității pe care am primit-o la un moment dat în cadrul societății, să devenim modele de demnitate, onoare și moralitate oferit din prisosul inimii cele bune și scriindu-ne astfel pe care arătată de Hristos. În multe momente importante, pașii noștri s-au intersectat cu pașii domnului Laurențiu Dan Răureanu, fie pe calea bisericii, fie pe calea administrației locale. Dumneasa a dovedit de fiecare dată, pe de o parte, un suflet autentic de creștin, trăitor al credinței strămoșești și milenare, iar pe de altă parte, o inimă de român veritabil ancorat în tradiția și în valorile neamului nostru românesc. Poate nu întâmplător a fost aleasă ziua de 24 iunie 2016 pentru investirea edilului și a Consiliului Local Roman. Această zi este înscrisă în calendarul creștin ortodox roșu, în cinstea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor drept Sfânt Sienele, amintind de frumoasele flori ce umplu câmpurile de culoare și parfum în preajma sărbătorii amintite și, de asemenea, în conștiința românilor este declarată Ziua Internațională a ei, cămașa această populară ce adună la un loc și culorile câmpului și azurul cerului, dar și credința, pătimirea și jertfa țăranului român. Spiritul credinței și a românismului se întrepătrund în această zi, invitându-ne a ne îndrepta mintea către Dumnezeu și către neamul din care am ieșit. Stimate domnule primar ales al Propriei Rămașcane,
o frumoasă expresie spune că răspunderea unui conducător este să ia oamenii din locul în care se află să îi ducă într-un loc unde nu au mai fost. Dumneavoastră ați reușit să transformați această expresie într-una în care romanul, deși are o vechime istorică de peste 624 de ani, se vede reîmprospătat și înnoit, arătând cetățenilor acestei urbe că omul sfințește locul. Acest lucru este adeverit și de faptul că la alegeri de anul acesta a fost ales cu majoritate covârșitoare de către locuitorii municipiului Roman, care s-au regăsit în tot ceea ce s-a realizat frumos, cu efort, responsabilitate în cele două mandate anterioare. Acest moment de investire dorim să vă adresăm gândurile noastre de prețuire, de gratitudine, de apreciere pentru buna colaborare pe care Episcopia Romanului și Bacăului a avut-o cu primăria municipiului Roman, condusă cu deosebit onoare de dumneavoastră. Avem convingerea că aceste relații de parteneriat vor continua odată cu reinvestirea noul mandat de primar, împlinind împreună tot ceea ce este bun și de folos pentru comunitate. Rugăm de milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască spor, sănătate și putere pentru a dedica cu aceeași dăruire în folosul urbei romașcane și a cetățenilor ei. Semnează Arhiepiscopul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Distinse domnul primar, urmarele vă înmâna mesajul în al preasfântului. Să stați știți și de fiecare dată când veniți la noi la Rama Sfântului Nicolae, ne aduceți ați avărbuși. Astăzi, îmi pare rău, trebuia să vă aduc o suriță, ca să puteți să... Aș vrea să întreb dacă e cineva care dorește să ia cuvântul. Dacă nu, poate domnul primar de acolo cu mulțumă. Doresc să vă salut și să vă felicit, să vă urez mult succes în nouul mandat. Am încrederea că acest Consiliu va fi un consiliu și mai bun decât cel precedent, că împreună vom lua deciziile cele mai bune în interesul romanului și a romașcanilor. Sunt convins că vom avea analize pertinente, că vom decide ceea ce este mai bine, astfel încât aceste hotărâri a legislativului local să se materializeze în activități, în evenimente, în lucrări, în tot ceea ce este bun și creativ pentru oameni, pentru romașcani. Pentru că, până la urmă, dincolo de toate deciziile, unele politice, unele administrative, stă omul, stă cetățeanul. Iar atenția noastră trebuie să se îndrepte, în primul rând, către el. Iar activitatea noastră trebuie să aibă ca rezultantă o viață mai bună pentru fiecare dintre romașcani și pentru orașul roman în ansamblu. De aceea vă invit la o bună colaborare, la o lucrare constructivă, sub binecuvântarea pe care am primit-o astăzi, astfel încât împreună să dovedim că administrația publică locală este una activă, este una cu adevărat îndreptată către cetățean, este una care trebuie să aducă în următorii 4 ani o viață mai bună pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare cetățean al acestui municipiu. Vă urez mult succes, sunt convins că vom colabora foarte bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne întâlnim ori de câte ori este nevoie, astfel încât să facem ceea ce este mai bine pentru fiecare. Doamne ajută, mandat bun, ușor și productiv. Mulțumesc.